Este un hibrid tolerant la temperaturi înalte și secete, are un grad înalt de autofertilitate, după cum vedeți, tot calatidiu este polenizat la 90%, toate 100% e clar că nici în condiții de laborator nu le putem căpăta. Este un hibrid rezistent la secete, după cum am început cu secetă în 2015, mulți fermieri au ars, mulți cumpără deja hibrid rezistent la secetă, indiferent ce recoltă avea. Hibridul este privare. Și 2 toane la hectar. Este un hibrid tipuriu cu o perioadă de vegetație 95 zile, conținutul de ulei 51-53%, masa 1000 de boabe 60-65 grame. Deci densitatea optimă la semănat este de 55-60.000 de plante. De ce accentuez densitatea optimă? Că se seamănă cu obicei, cum știți, voastră cu 10% mai mult ca să căpătăm acele 55%. La locul respectiv avem la 60.000 de asemănat, 65.000 de plante. Eu am crezut și am vrut, vă spun ce este, am vrut să lucrez de 3 ore, o să dăm foliară. Dar nu s-a reușit anul ăsta în legătură cu ploile astea.